Pacea Domnului vă doresc tuturor și așa cum am cântat, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți care am înțeles că această zi este o zi închinată Domnului și fiecare dintre noi care am venit aici, cred că am venit convinși că trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu. Și cum să ne închinăm lui Dumnezeu mai bine decât prin cuvântul inspirat? Și vă rog să deschideți Scriptura la Psalmul 150. Fiindcă este o zi de închinare, de asemenea sunt momente de meditație pentru rugăciune, să-L lăudăm pe Domnul prin prezența noastră. Iar lucrul acesta să-l simțim într-adevăr, că de multe ori în sabat nu demonstrăm că suntem în prezența Domnului. Cuvântul Domnului spune, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul în locașul lui cel sfânt. Lăudați-l în întinderea cerului unde se arată puterea lui. Lăudați-l pentru isprăvile lui cele mari. Lăudați-l după mărimea lui nemărginită. Lăudați-l cu sunet de trâmbiță, lăudați-l cu alăuta și arfa. Lăudați-l cu timpane și cu jocuri, lăudați-l cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul. Lăudați-l cu chimvale sunătoare, lăudați-l cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Amin. Aș vrea să punem accentul pe ultimul verset. Tot ce are suflare, să-L laude pe Domnul. Ne-am gândit noi oare pentru câte lucruri trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu? Ne amintim noi că bunătățile Domnului se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia Lui este atât de mare? Recunoaștem noi dependența de El și ne exprimăm noi mulțumirea pentru toate darurile sale? Ne este foarte ușor să spunem da, dar este o realitate aceasta? Realitatea este că de multe ori uităm că fiecare dar este desăvârșit și este de sus, coborât de la Tatăl Luminilor, așa cum spune cuvântul. De asemenea, cuvântul inspirat spune că cât de adesea cei care sunt sănătoși uită în durerile minunate de care continuă să beneficieze zi de zi și an de an. Ei nu-i sunt recunoscători lui Dumnezeu cu laude pentru toate aceste daruri. Însă când vine boala, își aduc aminte de Dumnezeu. Dorința puternică pentru însănătoșire îi conduce la rugăciune stăruitoare și aceasta este bine. Dumnezeu este adăpostul nostru și când suntem bolnavi și când suntem sănătoși. Însă mulți nu își încredințează soarta în mâinile Lui. Ei fac loc bolii și slăbiciunii îngrijorându-se. Dacă ei ar înceta să se plângă și s-ar ridica deasupra depresiei și negurii, vindecarea lor ar fi mai sigură. Ei ar trebui să-și aducă aminte cu mulțumire cât de mult timp s-au bucurat de binecuvântările sănătății. Și dacă acest dar prețios le-ar fi dat înapoi, ei nu ar trebui să uite că au obligații noi față de Creatorul lor. Avem un pasaj în Scriptură cu o minune pe care Domnul Iisus o face față de câțiva oameni bolnavi și în concret față de 10 leproși și cred că vă aduceți aminte. Este vorba despre relatarea care o găsim în Luca 17, de la 11 la 19. Nu vom citi acum, puteți să vă notați și acasă să recitiți acest pasaj. Dar aș vrea să amintesc că atunci când au fost vindecați acești 10 leproși,
Ce s-a întâmplat? Unul singur s-a gândit să-i mulțumească lui Dumnezeu, să-i mulțumească Domnului Iisus. Și doar unul s-a întors să-L caute din nou pe Iisus și să-I aducă slavă. Pentru noi învățătura este să nu fim ca cei nouă nechipzuiți, aș spune eu, ale căror inimi au rămas neatinse de îndurările lui Dumnezeu. Astăzi trebuie să-L lăudăm și să-I mulțumim lui Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu și să fim hotărâți și să nu fim mulțumiți până când nu avem parte de prezența Sa. Cred că fiecare dintre noi pentru aceasta am venit în locașul de închinare, ca să căutăm prezența Domnului. Dar Domnul să ne ierte că de multe ori nu trăim ca în prezența Domnului. Prin cuvântul Său, El ne îndeamnă să veghem, să lucrăm și să ne rugăm ca și când ar fi ultima zi care ne-a fost acordată. Cât de serioasă și cât de intens trăită ar fi atunci viața noastră. Cât de îndeaproape L-am urmat atunci pe Iisus în toate cuvintele și în toate faptele noastre. V-ați gândit vreodată care este criteriul după care se măsoară viața de credință a unui om? Și am să enumăr numai 5 puncte. Un prim criteriu ar fi faptele pe care le face un om în cursul vieții sale. Un alt criteriu ar fi timpul acordat studiului cuvântului lui Dumnezeu. Un al treilea ar fi atitudinea pe care o arată față de semenii săi. De asemenea, felul în care reacționează în suferință și în încercări. Și un ultim criteriu ar fi numărul de responsabilități pe care le ia asupra sa în biserică și de asemenea în societate. Dacă am rămâne la aceste 5 criterii, cărui criteriu dintre cele enumerate i-am acorda întâietate, pe care l-am pune primul? Toate cele 5 criterii enumerate își au valoarea lor incontestabilă. Nu ne putem imagina un om spiritual care să nu facă bine semenilor săi, care să nu studieze cuvântul Scripturii, care să nu fie răbdător în mijlocul încercărilor și care să nu-și asume anumite responsabilități pentru a sluji pe Dumnezeu. Există însă un criteriu esențial după care se poate măsura spiritualitatea unui om. Iar aceasta este timpul rugăciunii. Timpul acordat rugăciunii și, de asemenea, calitatea ei. Dacă acest prim criteriu se regăsește în viața unui om, în mod natural și fără sforțări, toate celelalte criterii enumerate vor fi prezente în viața creștinului, îmbogățind viața lui, dar de asemenea se va cunoaște și în viața celor din preajma lui. Pentru că timpul este scurt, voi încheia cu 2 pasaje din Scriptură de asemenea, care le găsim în Matei. În Matei 13, versetele 7 și versetul 22 ne dă ni se tâlmăcește. Matei 13 cu 7 spune: o altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. Și în versetul 22, Domnul Iisus
le spune pe înțelesul ucenicilor. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bucățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Se întâmplă lucrul acesta cu noi? Venim în fiecare sabat, ascultăm cuvântul Domnului, ascultăm învățături, dar cuvântul nu ajunge roditor în viața noastră. De ce avem nevoie? Avem nevoie de rugăciune și avem nevoie de o legătură strânsă cu Dumnezeu, permanentă. Doar aceasta va aduce rod în viața noastră. Și voi încheia cu un alt cuvânt din Scriptură. În Matei, capitolul 6, versetul 33, spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Domnul să ne ajute să căutăm mai întâi împărăția lui. Iar lucrul acesta se va vede în viața noastră, se va vede în viața bisericii și va aduce roadă. Acum și în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la acestea. Amin. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rădul la vremea lui și ale căror frunze nu se vestezesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, căci ei sunt ca plava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul în sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire.